așa cum ați fost anunțat, a fost convocat în discuția de oricum în 2019. Suntem? Statutari. Da, inteligență. Vă rog să permiteți să vă prezint următoarea ordine de zi, în ședința de astăzi, în 26-11. La articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 31-10-2019. La articolul 2, avem proiect de hotărâre privind completarea HCL-ului numărul 2 din 31-12 prin aprobarea utilizării sumei pentru acționarea de tuburi pentru drumuri, pentru cum la scurcem, pentru că atunci s-a omis pentru ce este utilizată suma. La articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economice ai investiției, construirea pot peste părul Boului, s-a scos în comandul de Bacău, faza proiect tehnic de execuție, actualizat conform OIE 114 din 2018. La articolul 4, proiect hotărâre prin aprobarea de contări contravalorii călătorii de mijloace de transport al personal didactic și didactic auxiliar la școala gimnazială Scoțen pentru în octombrie și noiembrie 2019. Aceste proiecte hotărâre sunt inițiate de domnul primar Antonio Lipe Cătălin. La articolul 5 avem prezentare, raport de specialitate, prin cheltuielile la data de 31-10-2019. La articolul 6, așa cum se știe, de fiecare dată avem întrebări, depălări, informări ale primarului, consilierilor și declarații politice de fiecare dată. Domnul președinte, la vot, ordine de zi. Înainte să supunem la vot ordinea de zi. Ordinea de zi. Ați citit procesul verbal cu toții, dacă se înscrie cineva la cuvânt. Dar nu-i pentru procesul, ordinea de zi. Ordinea de zi. Dacă suntem de acord cu ordinea de zi, da sau nu? Ordinea de zi, da. Dăm drumul. Care este pentru? Așa. Abțineri? Sunt de acord, dar iar lipsește un punct. Știți despre ce e vorba, da? Care am vorbit și ora și data trecută, trebuia să fie cu promisiunea primarului. Trebuia să fie pe ordinea de zi astăzi. Nu este. Nu este, pentru că știu la ce te referi dumneavoastră, domnul Hagimă, colega este în concediu, este plecată din țară și toate domnul secretar a vrut să facă, dar toate documentele pentru ce am vorbit noi, nu avea cine să le facă, doamna pentru Marian. Că... Doamna, da, cu chestia la asta. Doamna Tănașe are un caz fericit în familie, eu mă spun, fata, înțelegem. Venă să le deci acolo era toată domnul. Acolo e starea civilă și mai multe. Pe procesul verbal. Da. Da. Cine să spune? Atunci discutăm. Acum văd de zi o trecut, domnul secretar. Dați drumul la proiectul 2, domnul președinte. La punctul 1. Deci... Și acum e articol. Procesul verbal. Aprobare. Da. Aprobarea procesului verbal de la... A ședinței ordinare, Consiliul Local din 31-10-2019. Da. Dacă se strige cineva la cuvânt, nu mai e nevoie. Da. Deci, o video... Trecem la punctul numărul 2. Dar un timp trebuie aprobat, domnule, procesul verbal. A fost o de deci acum e procesul verbal. Da. Legii trebuie să-și... Supune spre aprobare sau dacă nu întrebați dacă se înscrie cineva la cuvânt. Dacă se înscrie cineva întâi la cuvânt. Așa, îmi spun la cuvânt. Suntem atenți? Suntem atenți sau dacă nu plecăm acasă? Domnul Dan Fiescu. Se poate pleca așa. Cine se mai înscrie la cuvânt? Ce rugăminte am? Care se înscrie la cuvânt la fiecare punct din procesul verbal, din, de la ședința de astăzi?
Deci nu dăm timp nelimitat, dar să nu se bruieze unul pe altul. Numai dacă se înscrie 2-3 la cuvânt și au ceva și completeze unul pe altul, ca să meargă mai repede treaba. Dăm cuvântul lui domnul Dan Filescu, eu. Deci am citit procesul verbal și am observat că de 3 ședințe, cineva, nu știu cine le scrie, scrie ok. Adică nu se ratează nimic. Vis-a-vis de explicația care i-ați dat-o dumneavoastră cu domnul Hagimă, nu prea e, zic eu, foarte rațională. Noi vorbim de un proiect care trebuia să-l modificăm de un an de zile. Deci noi, doamna respectivă, doamna Mariana Țin, a venit aici, ne-a și mulțumit, așa ce, și noi nici măcar acum, de 1 decembrie, nu reușim ca să facem această chestiune, că este doamna care trebuie să facă o diplomă și trebuia să... Deci noi nu avem o plachetă. Noi vorbeam de plachetă și de diplomă și în ianuarie și în februarie 2019. Deci mi se pare foarte rușinos. Vă dau un răspuns, domnule, că dacă dânsul mi-a continuat treaba asta, de ce nu se poate? Deci puteți să spuneți orice, domnule secretar general, dar nu e în regulă. Domnul secretar vă răspunde, că am avut o discuție și domnul vă spune și de ce. Am încercat să rezolvăm problema, ați văzut și dumneavoastră, timpul a fost foarte scurt pe direcția asta. Erau niște modificări care trebuiesc și trebuiau făcute la regulamentul care a fost aprobat așa cum a fost aprobat. Da? Ei, având în vedere că n-au avut fundamentul și toată baza logistică care a fost atunci în aprobarea HCL-ului noiembrie sau când a fost anul trecut și nu pot să mă bag peste niște situații în care erau foarte ușor de făcut, dar n-am avut fundamentul. Eu consider că... La ce vă referiți când spuneți fundamentul? La ce vă referiți? Că, toată documentația se află la colega mea. Am înțeles. Deci care este acolo. Deci, și acum așteptăm în decembrie. Noi avem un an de zile. Domnul consilier, s-o pus în aprobare vreo 2-3 ori. Lăsați-mă un pic să vină doamna și în ședința din decembrie vom hotărâ, nu pe 24 ianuarie cum s-o greșit și anul trecut, o să încercăm să mutăm o zi în acordul dumneavoastră în luna decembrie, să fixăm o dată în care într-adevăr să poată să fie realizabilă această situație. Modificările care le vom face efectiv în luna decembrie, vă promit. În 14 joi, mi-am uitat pe calendar. O facem atunci, la final de an, da, vă transmitem în timp proiectul. A ce zi festivii pe 14, domn primar? Nu, este ședința. Ședința, domnule, facem o ședință. Deci, 14, pe care hotărâm, stabilim regulamentul că trebuie modificat. Asta trebuie să spui de la bun început, domnule. Aveai de făcut modificări la regulament și dar... Păi acolo sunt vârtin. Așa este. Le facem rapid și în 12 o rezolvăm. Da? 14-12. Da. Cred tot e. Dar aveți de făcut modificare la regulament. Sigur, regulament, da. Care a fost aprobat și nu are nicio facilitate. Cetățeanul de onoare trebuie să aibă și ceva. Da. Deci eu vă promis solemn că în ședința de 14 decembrie, nu, domnul primarul, 14 decembrie, La ora 1, cam 14 decembrie, președinte va fi domnul consilier Ambăruș. Da, vine Moș Crăciun. Mai stăm un an, e clar. Nu, nu avem voie. Păi, doamne, facem și o extraordinară, domnul. Dar facem cât ni trebuie să rezolvăm întrebări. Și o facem și de îndată, sigur. Că da, sigur, sunt probleme de rezolvare. Deci, domnul președinte. Am înțeles treaba. Deci, fixăm, haideți să vedem. Deci, 14 decembrie, ora. Deci, 14 decembrie, ora. Proces verbal. Ora 13 cu prima mișcare este un proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului. Supuneți la vot. La vot, domnul. Supunem la vot. Care este pentru? Suntem 13, da. S-a abținut cineva? Dacă suntem toți de acord. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 92 din 31.10.2019 pentru aprobarea utilizării sumei de 10.000 de lei pentru achiziționarea de tuburi pentru drumuri din Comuna Scorțeni, județul Bacău.
Inițiator Anton Cătălin. Ar trebui să vorbească domnul secretar, dar vă spun două cuvinte. Am înțeles că în proiectul de hotărâri și în hotărâri a fost un punct mai slab, care nu reflectă cu adevărat pentru cine trebuie banii ăștia. Și acum trebuie completat. Aia e același proiect, doar ca banii ăia 10.000 de lei se duc direct la tubul. Și pe că știe ceva. Dacă vrea să vă explici în orice detalii, dar de rest, eu v-am spus în mare. Mergem la discuții? Domnul Andrescu, sunt la discuții, da. Domnul Andrescu. Fiți cu ochii pe noi, domnul președinte. Ca să nu stăm până mâine. Da. Numai atât? Da. Deci, altcineva, nu mai... Deci noi facem de lucru, da, singuri. Deci proiectul acesta, de hotărâre, trebuia inclus în rectificarea bugetară din 31 a 10. Da? Fiind orice bani ne-a intrat banul, că a venit mai târziu, că am aflat mai târziu, că se mai întâmplă și la case mai mari, trebuia ei băgat acolo, pentru că asta este rectificarea bugetară. Au venit banii, trebuie să vezi unde-i duci, la ce subcapitol, la ce capitol, și era treaba clară pe acea hotărâre. Asta e treaba. Supuneți la vot și gata. Cine este pentru? Tuburile pentru ce le folosiți? Ai spus, mai ai spus atunci, dar acum eu știu, poate răzgândesc. Dar doamna, cum să mă răzgândesc? Acolo vrea să așa, dar doamna... Acolo... Partea aia cu probleme. Pentru, pentru comuna Scorțeni, așa cum reiese și din completarea. Că le punem acolo, că am hotărât noi... Deci care este pentru? Foarte bun. Cât suntem? Toți. Vom mergi din partea contabilității, problema că trebuia fixat de la început. Asta este. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico-economice ai investiției, construirea post peste Pârâul Boului, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, faza proiect tehnic și execuție, actualizată conform OM hotărârii ordonanță de urgență 114 din 2018. Inițiator Anton Cătălin. Să vă spun eu despre ce e vorba. Știți foarte bine că băieții s-au apucat să amenajeze terenul, vreau să terminăm podul. PNDL-ul are o limită. Doi, majorându-și salariile la muncitorii din construcții, au suportat niște modificări, dar aceeași sumă sunt parte în stânga și în dreapta pe aceeași lucrare. Noi trebuie să terminăm acest post cât de repede, să facem o plată până pe data pentru ce au făcut până acum, adică au adus piață și ce mai au amenajat, o plată până pe 28 să-i stăm în cărți, dacă mă ascultați și vă spun. Că dacă nu o să facem plată până la finalul lunii, o căzut proiectul. Și automat modificarea este de aceeași sumă, dar cu alte raportări, că ordonanța 114, ordonanța de urgență, a stabilit aceste reguli. Și dacă dumneavoastră credeți că este necesar pentru comună și ne-am apucat să o terminăm, trebuie să facă prin Consiliul Local ca orice hotărâre care implică votul consilierilor din Comuna Scorțeni. Dacă cineva, domnul... Da, în scrier la cuvânt, da? Da. În scrier, Dan Pirescu, Eugen, altcineva. Nu mai este niciunul? Da, și domnul Palcău. Deci atât, domnul Dan Pirescu, ai cuvântul. Am văzut contractul de finanțare semnat între UAT Scorțeni și Ministerul Dezvoltării din martie, datat martie 2018. Din punctul meu de vedere, podul trebuia să fie gata până la timpul ăsta. Doi, valoarea podului, dacă ați fost foarte atenți acolo în deviz, e la vreo 8 miliarde 600 de milioane, ceva de genul ăsta. Acum 2 ani, da, în 2018, pe site-ul Consiliului Județean Bacău, a apărut acest obiectiv a comunei noastre, cu valoarea de 8 miliarde 250 de milioane, ca obiectiv pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Mi s-a părut foarte mult ca pod, ca un pod de 10 metri pe 6 metri să aibă o valoare exorbitantă. Dacă sunteți atenți, o să vedeți care este de fapt
Jumătate din valoarea asta este, sunt numai tot felul de documentații și alte chestiuni. Dar nu asta este important, pentru că acest studiu, acest prodeviz, e făcut de o firmă care probabil a câștigat și licitația, nu? Hidroconstrucția, parcă. Da, da. Ok. Toate modificările de prețuri intervin datorită prevederilor ordonanței 114, dar eu vreau să vă spun și să vă și întreb și să le dați explicațiile, pentru că am văzut că pe bugetul local sunt alocați 830 de milioane, da, domnul Hagi? Da, 830 de milioane. Bun. Am văzut în desfășurător. Pe PNDL este diferența până la 8 miliarde și 860. Ok. În bugetul pe anul 2018, care noi l-am aprobat aici, am aprobat 1 miliard pentru autorizări, studii, fezabilități, proiecte, nu știu ce, documentații. În buget, deci o dată 1 miliard, în 2018, după ce am avut contractul de finanțare semnat. În 2019, adică în aprilie, la acea furtunoasă ședință, am mai aprobat 107.000 în buget. Așa, tot pentru pod. Deci întrebarea mea este, avem 207.000, 2 miliarde 70 de milioane. În documentar, ar fi trebuit să ne încadrăm pe bugetul local cu 82.000. Atâta este pe ăsta, care îl avem în mapă. 83. Da? 83. Așa. Diferența asta este foarte mare, domnul... Domnule Lucian, hai să vă răspund acum. Deci vedeți că dacă s-a alocat o sumă anul trecut, nu neapărat a fost și cheltuită. Da? Păi a spus tot dumneavoastră că s-au cheltuit, unele autorizații au expirat, a trebuit să le faceți de la dar din nou, acum pentru că la sfârșitul anului 2018, cota era înfărirea de 10%. Închiderea anului, nu s-a spus că banii au cheltuit. Este 10%, deci nu-s banii că eu am interesul să aibă oamenii pot. Este pe lege, adică pe contract, avem 10% partea noastră, că PNDL-ul nu se finanțează tot. Când mai e diferența asta, face parte din 10%. Deci nu este problema nici a mea, nu, asta spune contractul care e în vigoare. Nu e neapărat ca o sumă care o alocăm pe un an anterior și să nu o folosim. Atunci noi de ce ducem, azi că mai e, ce spune de ce ducem și blocăm din buget miliarde, că ziceți că nu le cheltuim. Eu nu mi-aduc aminte la închiderea anului 2018 să ne fi spus dumneavoastră că n-am cheltuit banii. Deci, dacă eu am 10% din 860 de milioane, eu mă duc acolo și blochez 2 miliarde în 2 ani consecutiv. De ce? Când eu banii aia, pot să-i duc pe... Vorbesc eu acum, doamnă, nici nu v-ați înțeles. Domnul Eugen, hai să le explic. Avem decența asta să le ascultăm, da? Și eu chiar sunt bine dispus. El va răspunde că e ordonatorul. Eu sunt foarte bine dispus și vreau să răspund la orice întrebare. De ce am blocat banii pe buget dacă noi, acolo, ne trebuiau 82.000, 83.000, 1 miliard? Domnul Eugen, ascultă-mă ce să răspund și pun în locul meu. Ți-aș dori să fii în locul meu, să dea Dumnezeu și iese cine vrea, că fiecare are lor sub soare. Problema este, nu. Nu, dar ascultă-mă un pic unde vreau să ajung, nu că nu-i cu tentă. Când îți faci un proiect, trebuie să-ți lași o marjă de eroare, băi om. Eu ce se întâmplă? Dacă doamna mai vorbește, neîntrebată, neînscrisă, chiar vă rog să sistăm ședință. Aici nu suntem la bătaie de joc, nu suntem la capra podului. Acelu, vorbește. Doamna, dacă credeți la capra podului, mergeți acolo. Eu vorbesc pe podul comunal. Acelu, hai să încheiem subiectul, ascultați-mă ce vă spun. Deci este pusă o sumă pe orice lucrare, indiferent ce ai în comună, că n-ai cum să o estimezi, măi, omule. Că vezi că țara asta e plină de birocrație și îți trebuie bani, îți mai trebuie un aviz, să modific colegii. Ai de ce te agăța, eu pot să fac rectificare până la iunie, Neagelu, zi-mi-o leagă, până în iunie poți să faci o rectificare de buget, dacă îți trebuie un leu, nu blochezi tot sistemul. Domnul Amor, și-am dreptate. Da, în primul semestru nu se face legea. Banii ăștia nu ia nimeni acasă. Nici eu, nici Gelu Zanfirescu, nici domnul Amăruș, nici Lidia. Îți bani puși acolo pentru ca să ducem proiectul. Când ne-am lovit de birocrații, mă tare știu, uite, să spun colegii mei care sunt din primărie, cât am luptat eu pentru podul ăsta, acum și acum. Da, nu crezi. Nu crezi. E ușor de vorbit. E ușor de vorbit din afară. Ce spuneți la asta acum? Dacă nu vă spuneți și vă, nu sunteți credibil. Vă dau un exemplu. Domnule, în momentul când s-a semnat, oați corțeni, da. Suntem la interactiv. Da? Da? Nu sunteți ordonator de cred, eu m-am scris la cuvânt. Da, deci putem da, discuta interactiv. Da? Corect. Bun.
În momentul când Oaț Scorțeni la Ministerul Dezvoltării a semnat acest proiect, da, în același timp și Comuna Măgirești, dau un exemplu, la un vecin de-al nostru, a făcut un contract de finanțare cu un pod de 100 de metri, care e gata, e la cheie aproape. De 100 de metri lungime. Dar n-au făcut de două ori autorizările, nu, că le-au... Domnule, păi nu, n-au făcut de două ori, au făcut, au lucrat... Un răspuns tehnic, da, ați vorbit, acum vorbesc, un răspuns tehnic pe subiect și predicat. Că eu am spus să scurtăm ședința, o fac mai lungă, dacă vreți. Dumneavoastră știți că aceasta albia râului, care nu e a primării Scoțeni, și ca să poată să se construiască ceva cu gabioane, am făcut parteneria cu Apele Române, n-a fost suficient. O trebuie să intabulăm de trei ori toată suprafața aia, nu era nimic intabulat. Ca să poți să construiești, trebuie să fii proprietar. Aviz de la mediu, ședința la mediu se face o dată pe lună. Domnul Amor s-a trecut pe multe, ca să fost primar. Deci, perioadele astea nu le fac nici eu, noi trebuie să le respectăm. Și ca să ajungem, și am ajuns acum, îl facem, domnule. Dar am nevoie de dumneavoastră... De câte ori ați trecut documentațiile, domnule? Documentații, domnule... Documentațiile de câte ori? Să răspundeți cum la întrebarea asta. Dacă le-ați refăcut și de câte ori le-ați refăcut? Documentațiile nu s-au refăcut deloc, s-au refăcut doar... nu, suplimentar, mi s-au cerut avizii suplimentare. Că nu poți să construiești pe ceva ce nu ai. Da? Deci, dacă uitați, aveți tot dreptul. Mergi cu mine într-o zi, când ai timp, cu timp fac timp și să vezi la mediu de câte luni am stat eu la mediu pentru a vin. Da. Nu că nu vreau. Mai am o singură rugăminte. Doar un primar, masochist, doar un primar masochist, un nebun, ar fi în stare să blocheze pentru interesul lui, pentru mandatul următor, să blocheze lucrarea care ar vrea să o aibă mai repede. Eu nu sunt masochist. Dar crede-mă că asta e viața. Bun. Ce mi-ați răspuns la... Când nu mă satisface, asta e altă treabă. Știu, da. Nu e problemă. Deci am uitat pe noi. Da. Bun. Dăm cuvântul domnul Parcheu. Doream să vă întreb dacă acești 83.000 de lei care reprezintă finanțarea Comunei Scorțeni se regăsesc în cei 107.000 despre care vorbea domnul Zanfirescu. Nu pot să-mi dau un răspuns financiar, că nu știu, dar îți acolo. Ce-i pus pe anul ăsta? Înțelegi? E diferența noastră. Da. Mai este un punct pe deviză la 3.6, organizarea procedurilor de achiziție, valoare totală 27.370. Dacă ați putea să-mi spuneți în ce constă această procedură de achiziție, că dispare că achiziția cât contribuie noi. Din 87.000, 27.000... Dar nu s-a noștri, iertat. Da, buget local. Asta e procedura, fi tot achiziția cum o face. Îți trebuie un consultant pe achiziții publice. Și nu cred că... Uite pe prețul vieții... Mă gândeam că știți dumneavoastră să ne spuneți. Nu, e prețul vieții, este licitație făcută, este totul la pachet, este prețul vieții, adică... Deci, nu-i făcut, n-am ales-o pe nimeni, eu nu mă pricep pe cine să cunosc și cred că nici tu și nimeni nu s-a pricepi și nici mai voi, în primul rând. Este pe licitație, achiziția publică, cine ți-a făcut-o și gestionează treaba asta, că nu poți să faci o licitație ca OATEL direct. Îți trebuie cineva, un specialist, să-ți fac treaba asta. Vasile, las cu joare. Da, da, domnul Paltor. Mulțumesc. Domnul președinte, nu m-am înscris, dar aș avea o întrebare și eu, dacă îmi permite. Spuneți, domnul. Legal, se poate depăși din bugetul local 10% cu finanțarea care e... Da. Da, absolut. Da. Deci se poate depăși. Mult mai mult, dacă trebuie. Pentru un... Mai am înțeles. Că legele schimb la zi la... Asta și eu mă întrebam. Tot în bugetul local, că bugetele, colegule, de Consiliul Local se aprobă, în totalitatea lor. Autonomie locală. Avem dirigent de șantier numit din partea... Nu este numit nică de primăria Scoțieni. Din ce știu, este la pachet, este domnul Bârzu. Celebrul domnul Bârzu. Investitul ăsta, da, celebrul domnul Bârzu. Nu am nicio ingerință, care nu, și la drumul, nu și la... Nu-i la drumul. Noi suntem beneficiarul și vreau să-mi spuneți că noi o ați scoți. Nu, când PTH-ul când s-a scos, deci când a venit cu pachetul, a venit și cu dirigentii lor. Eu spun și... Nu, 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 ca să-i verifice pe aia ce fac. Ei venit. Păi ei vin cu dirigentele lor la pachet cu lucrarea. Nu-i pus de nimic. În regulă. Nu-i legal. Aici. Nici de ei. Nu-i prima dată când e aici, deci el încărți tot. Da, e domnul. Baza sportivă, dânsul, ia.
De ce? Banca de dirigenti ca cine să... Cine plătește, domnul dirigent de șantier? Nu pot să vă dau un răspuns acum, că e într-un denibil și nu vreau. Dar nu e regulă deloc. Cum adică? Ăla câștigă o licitație, o lucrare, hidroconstrucție. Corect, corect. Nicio problemă. Nu mă interesează. Dar eu sunt beneficiarul. Eu fac contract de prestări servicii cu un anumit dirigent de șantier. Nu ăla. Păi nu eu verific lucrarea mea. Sigur. Vine ăla și îmi spune, las că e bun, nu știi tu. Și eu dau banul, nu? A, sunt bun, să dau banul eu. Exact. Nu e regulă deloc. Dacă îmi permiteți, e direct răspunzător dirigintele de șantier la lucrare, da? Dom'le, dar eu îl trag la răspundere da? Pentru că am contract cu el, eu, ăla, pe dirigent. Dar dacă eu n-am nicio pârghie asupra lui... Bănuiesc. Dacă vrei să... Domnul primar, nu e regulă. Eu am vorbit și cu doamna... am vorbit și cu corul părintii, așa, cât s-o chinui săracul să-și caut un dirigent pentru ce a avut el. Sau un proiectant. Deci, pe podul și pe... sunt foarte puțin la nivel. Nu găsești tăticule. Nu știu, verifică legalitatea. Acum dăm drumul la domnul. Spune-mi la vot. Păi gata, s-a terminat. Mai eu întreb și eu ca prost. Spune-mi. Păi eu cum am selectat, cum am făcut o licitație publică și am acceptat să intru într-o licitație când ăla mi-a impus el, dirigentul de șantier. Nu știu dacă îi impun, dar... Să accept în același timp. Pe cum? Adică propus, dar nu o să-și accept. Nu. Deci aici nu e regulă. O, și eu aștept lămâri suplimentare, că nu mă interesez eu. Veniți dacă nu chiar și ședința următoare. Da, nu, dar sincer, acum mă depășește situația și nu pot să spun. Eu am omul achiziție, nu m-am ocupat eu. Da, dar n-ar trebui să... Dumneavoastră ca primar... Dumneavoastră ca primar, că l-ați văzut, facem cu achiziție. Nu vi s-a părut nimic anormal? Păi stai un pic, poți să vină la dirigenție. Întrebarea este cine plătește, din cauza asta. Aici vrea să facem. Nu știi despre ce este vorba. Eu cum protejez bugetul meu local, ca ordonator principal de credit, dacă ăla mi-mi pune el dirigente. Să spun ăla că se semneze el. Nu-i neapărat să fie impus. E să fie impus, fi ilegal. Nu s-a impus. Nu s-a impus. Că nimeni nu. Alexandru suflă și neaur. Nu contează. Deci aici poți să sufli și în bor și neaur. Nu e în regulă treaba. Nu. Mă să verific. Dirigintele de șantier este angajat de noi, plătit de noi și ne reprezintă pe noi interesul nostru. Ce vorbim aici? Da. Ne lămurim ca să ne edificăm. Lămurim după ce am făcut-o. Dar răspunde cineva. Răspunde cineva, că aici doar mai eu răspund dacă e ceva. Să vedem cine răspunde. Supuneți la vot. Nu e rău. Hai. Trecem nu la vot. Cine este la vot, domnul președinte? Supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Trebuie să facă potul, nu? Mâna turma. Toată lumea? Doamna Clobos, sunteți pentru? Da, dar ridică la mâna, fiți atent. Ați lăsat-o repi de jos. Fiți atent. Da, lăsat-o repi. La punctul 4. Trecem la următorul punct, la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar la școala gimnazială Scorceni pentru luna octombrie și noiembrie 2019. Știți procedura? Să scrie la vot, la cuvânt, domnul Hagimă. Altcineva? Nimeni? Dăm cuvântul lui domnul Hagi. Da, doar o remarcă, eu tot timpul am fost de acord cu aprobarea de contării cheltuielilor, doar că acum trebuie să aprobăm și pentru luna noiembrie și cât e prematur pentru... Asta trebuia făcut în decembrie. Normal, actele justificative sunt depuse de către profesori până la 2-3 luna decembrie. Nu știu de ce facem acum. Nu înțeleg. Domnul secretar, răspundeți că aici... Dar cred că nu e... ceva nu e în regulă. Nu că nu e în regulă. Da. Nu e... Nu fie o greșeală. Nu e cum trebuie. Nu, că nu e greșeală. Greșeală. Cu chestii de astăzi. Documentația transmisă de școală, deci... ca să aibă descărcările, că vine finalul de an și pe urmă apare și în decembrie, domnul profesor, de asta știți mai bine cum se întâmplă, dar dacă școala îmi trimite și solicită lucrul ăsta, știți, s-a mai întâmplat odată în vară, când au venit după 3 luni. Au fost da? După. Da. Acum noi plătim ce face omul, ce profitează. S-a aprobat în Consiliul de Administrație. Și eu dacă nu a adus o propun în Consiliul Local,
Eu sunt de vină? Eu am propus-o, dumneavoastră hotărâți. Nu, dar am spus de dumneavoastră. Chestia că normal trebuie să facă totul la timp. Deodată, când nu vine la timp, când vine cu... Bine că nu poți până în ianuarie să le plătim. Dar știți că sunt mai întâmplat necazuri de astea. Acum, vedeți dumneavoastră, noi facem propuneri și proiecte. Dumneavoastră sunteți legislative care hotărâți. Acum, dacă dumneavoastră hotărâți că nu este solvabilă situația, da, de ce să vă spun acum, eu ce primesc, consider cu domn primar, toate proiecte hotărâri. Dacă dumneavoastră considerați că pentru luna noiembrie nu este solvabil proiectul de hotărâri, nu, pentru noiembrie este, nu este pentru decembrie. Adică nu e luna în curs. Câte de acte justificative asta au făcut? Da, ei, au ajuns, au făcut de administrație, estimativ, ce au făcut ei, că mânii păi mânii ies 1 decembrie și probabil și-au făcut calculul ei în Consiliul de Administrație. Eu nu știu ce este în Consiliul de Administrație a unii școli. Lăsați, poate să vină și luna în decembrie. Nu-i problemă. Da, nu ați zis că pe 14-16 vom avea ședință. Da. Și atunci iarăși vine pe 14 pentru decembrie și anul e bun. Dacă iarăși bun vine pe ianuarie, să respecte. Cum hotărâți dumneavoastră în... Noi, legea spune, că spune destul de clar cu ea. Noi nu putem vota un lucru care nu este făcut. Și cu asta nu chiar. Documentația, domnul consilier, este transmisă de cei care sunt... Dar nu dumneavoastră. Domnul, ascultați-mă o leacă, o mențiune. Putem aproba cu mențiunea ca în luna lui decembrie personalul auxiliar de la școală să fie prezent. Deci se poate. Deci doar pe baza de... Deci nici așa nu de bun te conțezi ceva pentru unul care lipsă. Ca să nu mai facem două proiecte. Părerea mea, dumneavoastră când este o sumă exorbitantă, sunt câțiva profesori, doar e vorba, băinea, domnul Hagim, crede-mă, nu am nimic împotrivă, dar mai muncim iar frecând hârtiile iar, doamne iartă-mă atâtea. Cred, dar nu e corect. Nu, dar cum se menționează că am făcut atâtea mențiuni, noi nu știm, s-ar putea ca oamenii ăștia, doamne fereste, se îmbolnăvesc jumate din viață. Păi, ce ți-am spus mai bine, cu mențiunea că doar prezentul profesor la ore va fi remunerat. Pe odată ce le dai, ce i-a vrut, să-i dai bani. Dar ai face mențiuni, zic eu. Menționăm! 25 zile. Măi, eu zic că ar trebui să facem o mențiune ca să nu mai muncim de două ori. Tu mi-ați hotărât. Eu pot să... Eu muncem profesor, să nu pot să iau banii decât pe zilele care este pontat. Zic, domnul Gelu, nu știu, am spus o părere. În două zile, trei? Nu e o sumă exorbitantă. Eu cred că e o părere bună. Da, da, hotărâm, supunem acolo. Da, mai e o problemă, dar ce să vă dați? Cine este pieful, dacă nu-i... Haideți că nu e atât de grabă problema. Dacă nu s-au ținut niște zile, vor intra în următorul material, oamenii și-au bani. Răspunzător, este directorul care se ocupă din pontaș. Cine mai tot atâta crampunăm? Da, chiar dacă nu intru câteva zile, o să intre în luna următoare. Îi facem de râd, dar nu ne răspunde. Au venit un pic mai repede, probabil, tot din dorința, dar nu se întâmplă. Dar să vin cu ședință. Deci, să supunem la vot. Pentru cele două luni, octombrie și noiembrie, da? Care este pentru? Cât avem? Tot. Eu mă abțin. Abținere, domnul. Deci, 12 cu 1. Plus? Plus 1, da. Ca să fie 3. Abținere, da. Da. Vă mulțumesc. Ultimul punct. Punctul 5. Prezentarea raport de specialitate privind cheltuieli la data 31.10.2009. Hai, nu vă pot la răspunsul că... Nu spun, da. Unii au. Înscrieri la cuvânt. Domnul Dan Firescu. Altcineva. Altcineva. Dacă poți să răspundă, spune. Mai este cineva care se înscrie? Pe informare, parcă, nu? Da. Dăm cuvântul lui domnul Dan Firescu Eugen. Am mai discutat vis-a-vis de transparența acestui material.
primarul și-a luat niște angajamente, am stat și cu doamna în cauză, văd că nu se schimbă nimic, iar eu de data trecută am și spus, nu ne mai interesează materialul deloc. Pentru că nu, nu se vrea, deci nu se vrea să ni se deschidă mai cu transparență, cu, așa nu se vrea să vedem mai exact, că poate le e frică la unii să vadă ci, așa mai în detaliu. Să prefer acest limbaj contabilicesc, care noi nu-l stăpânim. A fost foarte bine și am și mulțumit lui doamna Nedel cu o perioadă de 3 ani. A făcut o treabă foarte serioasă, cu transparență, în care mai puteam pune întrebări. Și dânsa nu este ordonator principal de credere și atunci aproape execută și dânsa dispozițiile care le primește. Deci, din punctul meu de vedere, dragi colegi, acest material eu nu vreau să-l mai văd în asta, pentru că nu îmi oferă nicio transparență privind cheltuirea lunară a banului public. Da. Atunci, domn Cătălin, domn primar, înseamnă că dacă dumneavoastră ați dat niște dispoziții, în sensul celor care v-am rugat și ați fost de acord, da? Înseamnă că cineva face aici ce vrea mult. Da. Și nu e regulă. Nu e făcut pe lună, când? Interactiv, modificare cum a fost inițial. Și a doua nu mai discut. Nu mai vreau cum am nici cu cineva. Nu mai vreau nici eu, pentru că suntem și în postul Crăciun, dar hai să ne respectăm, dacă totuși a fost o chestiune în care am stat în față, unii cu alții, mai așa, mai așa. Deci nu este o chestie... Dragă, de ce să avem nimeni din primărie asta nu a dat ordin sau a dispus către un coleg să facă... E vorba, bănuiesc, de contabilitate, nu știu cum îi fac, au un program, nu știu. Doamne. Ce să zic? Hai să lăsăm ordine. Crede-mă că nu, dar nu e orgoliu. Personal, nu mă refer la noastră. Haideți să invitați încă o dată pe toți angajații care noi respectăm, să ne respecte și dânsii, să avem o comuniune mai bună între noi. Poate, asta înseamnă o sinceritate, lipsa suspiciunilor dacă se vine cu deschidere eu cu noi. Și pentru că și dumneavoastră veniți la noi, vedeți? Să vă înțelegem cu aia, să vă înțelegem cu aia, să vă înțelegem. Și totdeauna ați găsit înțelegere de tot. Știu, domnule, crede-mă că nu, pe cuvântul meu, dacă eu aș putea să fac contabilice și ceva, să spun în față, să fie dumitare convenabil și colegilor mei, adică, ca să înțelegi, nu înțeleg, să deduci... Ce nu o faci dumneavoastră? Am apucat acum că eu am contabilitate. Acum, știți care este problema? Eu am spus un punct de vedere al meu. Dumneavoastră, de acolo, din zona în care sunteți, faceți ce credeți dumneavoastră. Dar nu e în regulă. Dragi colegi, dumneavoastră, poate nu sunteți de acord cu ce vreau eu. Poate vreți așa, acest raport. Vă rog să aveți o atitudine. Că dacă vreți așa, atunci nu este nicio problemă. Nu trebuie să schimbe pentru mine acest document, dacă dumneavoastră îl vreți așa. Ne-am mai exprimat punctul de vedere și normal că nu m-am atras de atenție, da? Da, domnice. Am ajuns la concluzia că poate degeaba. Este în felul următor. Pentru a câta oară cerem să fie defalcat pe poziții și tot. Nimeni nu înțelege pe capitole. Și asta am spus către... Pe capitole nu înțeleg. Nu știu că ce scoate pentru trezorerie, așa merită-le cum vreți. Noi consilieri, cei care nu înțeleg... Eu? Vreți să vă spun ceva? Rămâi două ore peste program, așa? Deci am convingerea strict personală că nu e ordinul dumneavoastră aici să fac așa. Mai vreți ceva? Poate să dea ordin. Deci am convingerea strict personală că nu ați dat ordin să fac așa. Și nu merg mai departe, că e post. Iar e post. Haideți, eu așa informat. Hai, mai încerc. N-aș mai dori, că am fost rugat chiar acum, sâmbătă,
seara au fost o mormântare, adică era priveghi și mi-a arătat priviul oamenii pe ulița bisericii. Nu sunt becuri, domnul Cătălin la ședința acela. La întrebări și un chiar pierdă. Dar să vă spun în care la Grigorien sunt mulți minți luminate și de asta. Ați făcut matematica cu gheba de asta. Nu. Deci rea intenții nu există. Deci deja s-a început să se schimbe becurile, că știți dumneavoastră că am avut niște o sumă de bani care de bea îmi achit o parte din s-au intervenit și intervine și la Grigorien să până la viitoare cu model și din adult public. Nu s-a putut. Scurt. Nu că nu se vrea. Deci m-am vorbit cu oamenii de aici, nu s-a putut. Mă în ședință la Grigorien. Ai ridicat-o, nici cum mai bine. Nu știu mai bine, mă tata. Întrebări? Trece la... Nu mai. Întrebări de cărcărării formare ale primarului și consilierilor locali declarați politice. O întrebare. La declarații politice fiind o doamnă, vă rog să-mi acordați prioritate. Hai că vreau să... La declarații politice. Eu cu domnul Hagim aveam împreună aceeași chestie probabil și o spune dânsul și atunci nu vreau să mai treacă. La ultimul punct m-am scris și eu, domnul secretar. General, pardon. Am treabă, domnul general. Un generalul, parcă îmi dat ce mă când... Domnul Zandinescu? Parcă l-am făcut la eu. Domnul general. Ai cuvântul, domnul Livia l-a luat declarație. La primul... Aveți răbdare, domnul Hagiu? O întrebare prima dată. O întrebare. Nu e întrebare, o constatare. Despre locul de joacă de la Grigorie. Așa. Au început să facă un gard, care nu e ceea ce ne-a promis domnul primar la început. Și mai pot să spun despre el trei cuvinte. Inestetic, ineficient și periculos pentru copii. Nu există. L-a terminat? Nu, dar stați puțin. Eu vă spun... Ce dacă nu terminat? Dar am copii, copiii se aduc încă. Eu înțeleg părerea și ascult părerea la fiecare cetățean al comun. Bă, oameni, aveți răbdare, măi, că se protejează pe partea de sus cu un profilul, că știu ce vrei să spui, că nu-ți nebun să pui copii și nu stai de sus. Dacă se făcea la gardul ăla, așa, tot la fel ce spuneți profilul, nu mai cheltuie atât să-ți abani, spune și lucrul ăsta. Păi dar nu se pune profilul. La care gardul ăla? La gardul ăla, cum era făcut, veneam foarte frumos cu profil acolo și nu mai aveam probleme să schimbăm, dar culmea că era vorba de... E la fel ca profilul care l-ai pus mandat la căminului la Florești, pe care profil? Da. Nu. Dar fii atent și spunea așa că vrei să-l toași din lemn. Nu s-o încadra la bani. Și atunci a trebuit să-l facem. Și atunci punem tablă... Exact ce a spus Gelu atunci, dăm voie să spun că una vorbim și alta facem. E foarte bine. Și alții l-au făcut și o vorbim. Păi nu știu, eu cred că era făcut și se puteau face... Hai să nu ne căutăm chichița. Acum că vorbim încă lucrarea mea este gata și nu vreau să fii răutățioși. Eu sunt corect. Culori care asociate nu dau bine ochiului. De ce nu dau? Nu, e o tablă zincată, o tablă roșie, dar... Dar tabla zincată vine în galbenă, știi? E o tablă zincată. Dar știi că tabla aia vine în galbenă? Dar s-a terminat gardul? Nu știu, domnule. Păi dar nu știu, domnule. Este una roșie și una albată. Nu e frumos. Exact, suntem ca cu drobul de sare. Nu e frumos. Drobul de sare cam sus acolo. Domnul primar, acum e rândul meu la declarații politice. Sunt foarte supărată că taman culoarea galbenă pe care eu o reprezint, dumneavoastră ați omis-o din gard. Păi ați auzit că ne-ai finalizat gardul, doamnă. Păi eu vroiam și eu acum, înainte. Lăsați că acum s-au rezolvat treburile. Corect. Tocmai la declarații politice, asta vreau să spun că... Ce galben vrei? Intens. Tocmai la declarații politice, asta vreau să mulțumesc celor care au avut amabilitatea și au rupt din timpul prețios de ziua de... Pentru cei din diaspora, vinerea, sâmbătă și duminica, iar pentru cei din România, puținul timp pe care l-aveau alocat cine știe căror alte activități, au mers și au votat. Și mai au votat cu inima, da? Au votat, nu, au votat exact ce trebuia. Bravo. De cei care au votat PNL-ul și reprezentantul
care a fost susținut de Partidul Național Liberal. În același timp, mulțumesc și celor care nu au votat PNL, ca la alegerile locale din vară, să voteze PNL. Frumos. Și, în încheiere, să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pe timpul campaniei electorale să promoveze Partidul Național Liberal, să îndemne alegătorii să meargă la vot și să voteze în aceeași măsură. Dar le dau posibilitatea și celor care nu s-au implicat că au răgazul și timpul să o facă. Mai politica asta este? Ca să termin declarația politică a lui doamna, votați ce vreți, nu? Adică, sau ce votați, aia vă să aveți. Da, exact. Bun. Am glumit. Votați slogul, nu partidul. La locale. Da? Da. Da. Putem așa să continuăm, da? Așa este că nu știi fiecare de la ce partidul. Eu nu fac declarații politice, chiar dacă suntem la punctul ăsta, pentru că... Pe mine mă interesează mai mult cum se cheltuie bănișorii la Oaț Corțeni. Mai puțin în politică. Și încep cu domnul general. La concluzia dumneavoastră veți candida independență în cazul ăsta. Ei, nu vă dau răspunsul acum, mă mai gândesc. Depinde cu cine se căsătorește, nu? Atât. Atât mai cu domnul Mircea. Deci, sau părat. Haideți, vă rog. L-ați dovat. Domnul secretar. Am dovedit-o. O pot înțelegere că nu se vrea. Vreau să vorbesc. Suntem la... Vreau să vorbesc, dar nu mă lasă, doamnă. E în extaz cu Iohannis acum. Ce să spune? Trebuie să o lasă. Corect, să se răcorească. Nu? Treaba mea, nu mă bag. Nu, de cătare. Nu, nici n-aveți voie, domnul secretar. Doamne, la fereți că votați la Bacău să nu vadă lumea că votează cu PSD-ul. Spuneți, domnul secretar, spune să rămâne. Nu, 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 nu votat deloc. Am votat, vă pot arăta bule. Domnul Vasile. Înseamnă că ați votat cu un om. Doamne, lăsați omul să vorbească. Da. Suntem la declarații politice. Mai și glumim că suntem în post. Corect, în post, mai ales, din nevrăzit. Domnul secretar, dacă dumneavoastră nu glumesc, spuneți-mi mie că a intrat codul administrativ în vigoare de la 1 iulie și n-ați venit cu niciun proiect de hotărâre și acolo ați avut un termen de 60 de zile acolo, în care trebuia să veniți cu un proiect de hotărâre cu niște modificări sau organigramă. Da. Chiar vis-a-vis și de dumneavoastră chiar. Da, da. Și au trecut 60 de zile alea. Credeți că veniți după 5 luni să vi le aprobăm? Ați văzut dumneavoastră ce scrie pe 611 și adresa trimisă să faci pe act administrativ. Eu am dat dispoziții conform dispoziției primite la misia prefectului. Ca să modifici organigramă, nu, Vasile, n-am modificat. Cu funcția, nu, da, eu am trimis, să vin în Consiliul Local. Da, eu am trimis adresă... Nu, domnul Consiliu, nu, eu am trimis... în, cum să spunem, într-un dialog conflictual. Contradictor. Deci, noi am trimis noi o adresă. Noi am obligația ca în 60 de zile să facem... E, noi... Nu mai vii în Consiliul Local în condițiile noi, este... Haideți să vă spun. Noi am trimis adresa încă din 26 august la NFP. Pentru ce să trimiți adresa? Păi nu trebuie să-ți ia... Tu ca ordonator principal de credit, în momentul când a intrat în vigoare legea, noi ai avut 60 de zile să efectuezi măsurile care s-au dispus acolo și ANFP-ului făceai doar o comunicare. Asta este... Atât. Este, atât. Este. Pentru că potrivit codului administrativ, ANFP-ul ia doar la cunoștință. Da. De o, deciziile ordonatorului principal de credit. Noi am dat dispoziția, ascultă-mă, în dispoziție... Că vorbesc în limba română. Și eu vorbesc în limba chineză, nu. Eu vă spun că prin dispoziția, așa cum mi s-a transmis de la instituția prefectului, am dat dispoziții, se anulează dispoziția în 2011 și devin secretar prin act administrativ. Nu spune legiuitorul cum ești miraștele. Mai sunt niște proiecte, mai sunt niște proiecte care o să modificăm și domnul primar le are în așteptare. Dacă Curtea Constituțională... Lăsați-mă, domnul Zandacolo, de la Ana Jăcaia, ca fiind, fiind discuție la Curte. Așteaptă la ușă. Ca fiind, așteaptă, da. Pentru respingere, atunci se trece și din momentul respectiv, deci din momentul respectiv, se trece la abrogarea
legii, codul administrativ. Dar până atunci noi suntem pe codul administrativ. Nu, no, actul, domnul secretar, explic așa la colegii ăștia, colegilor noștri. Este dată dispoziție. Că este dată dispoziție. Deci așa cum a zis instituția prefectului, am dat dispoziții pentru că s-au abrogat aia când am intrat eu de secretar și am intrat pe secretar general în confruntație cu 57. Și organigrama cu cei? N-am făcut la organigramă. N-ai făcut modificare. N-am făcut modificare, așa știți de ce. Aștept să... Aștept să funcționale, să o declare... Cam aici. Ca să, deci okay. Este dată, este ajuns la instituție. Și mai departe, asta e sistemul în așteptare. Așa ne alegă, știam că ești pe meserie. Da, este pe meserie, dar acum o să-l întreb și altceva. Așa. Și poate-l ajute domnul primar. Pentru că în luni februarie, martie, ne-au parvenit de la Camera de Conturi și de la Prefectură niște acte de control. Care s-au efectuat în anii precedenți și așa la primăria Oaț-Corțeni. Și noi, în Consiliul Local, nu le-am văzut niciodată. Cum n-ați studiat dumneavoastră de treaba aia? Măsurile nu sunt la îndeplinire, deci, doar secretar le prezintăm în ședință. Deci, nu le-am văzut. Am mai întrebat de vreo două ori de ele, că sunt ordonate. Bun, am văzut la Camera de Conturi. Nu, dar m-a întrebat cineva. Le-ați văzut în Consiliul Local? Sunt duse la îndeplinire, doar să le prezintim în Consiliul. Mai departe. Acum dați voi să vă și spun. Au fost transmise către noi, noi le-am răspuns, erau două puncte care... Până la măsuri le-am dus. Urtea nu ne-a transmis că trebuie să le punem în Consiliu. O să vă transmit adresa porții și o să vă aduc la cunoștință care erau probleme din 3-4 luni. Nu am pus să le pun în discuție. Vă feriți de noi? Nu! Nu, dar curtea nu e ok. Și atunci, de ce din februarie, până acum, asta a fost, asta am avut, asta mi-am avut la așa. O să ne pun la dispoziție, pentru că eu am fost... Ceva mi se pare mie așa că nu e... Nu, dacă curtea... Adică dacă tot vorbim de transparență, știți? Da, corect. Dar dacă curtea nu-mi pune vedere să aduc la cunoștință, da, dar pe domn primar l-ați informat că din decembrie de anul trecut, tot repetat, în mod repetat, am cerut și dumneavoastră, de multe ori ați scris acolo, informare privind modul cum s-au cheltuit banii la drumuri cu acel toate treburile, informare cum s-au cheltuit banii la dansuri. O informare care să ne permită să tragem noi, Consiliul, niște concluzii foarte clare de aceste cheltuieli. Ați le-a spus primarul? El ne-a mai promis ultima oră. Cer eu scuze față din Vasile și ceilalți colegi, pentru că direct implicat, sincer, acum nu am fost, am avut altă treabă. Și o știi fiecare ce am avut. Da, nu. Și de asta, nu o luați ca o scuză, chiar am omis. Păi ne întoarcem la aceeași discuție. Deci nu mai discut mai mult. Ați înțeles, da? Eu am fost implicat direct în niște vremuri, ca și colega mea care e... Galben, te rog să nu uiți deci, lucrul ăsta. Deci au fost niște vremuri care chiar nu le-am gestionat. Da, da, Galben intens. Mai am o întrebare. Dacă văd că... Ce e o aflare? Am mai discutat pe aici. S-a mai discutat pe aici de... S-a lăsat 6 proiecte. Cum să nu fac? 6 proiecte. Vorbim din politica. Politica nu, nu am făcut. Haideți, lăsați-o. Mai am o întrebare. Mai am o întrebare și pur nu puteți să faceți să... Să începeți să pregătirea profesională. Deci, noi avem de 2 ani și jumătate semnate contractele cu acele proiecțele mici, dotare cămine culturale, modernizare, locuri de joacă la grădinițele pentru copilași. Am mai discutat ele. Nu mai intru eu în detalii de proiecte, eu întreb așa. De ce v-ați dus atât de târziu cu recepția cu AFIR-ul? Pentru ca să dotezi de 2 ani jumătate... Păi stai, măi, stai. Măi, autorizare, măi, omule, asta deci mă vorbim de jumătate de an, măi. Deci o dotare de cămin, mie nu-mi spui acum că durează 2 ani jumătate. Bun. Dar eu am tras altă concluzie și dacă se întâmplă lucrurile așa, mă faci să trag concluziile astea. Mă faci să trag concluzia că, de fapt, o țineți intenționat așa, ca să beneficiați de banii aia, de sporul salarial, în procentele care le-ați stabilit dumneavoastră acolo, în așa fel încât beneficiile voastre în salarii se vor să depășească valoarea proiectelor normale. Deci nu există. Ascultă-mă un pic. Chiar dacă ar fi aceste... Păi atunci vă întreb ceva. Când faceți recepția la aceste două proiecte? Ieri a venit adresa, deci ieri trebuia să fie recepția la AFIR și am primit adresa la primărie că din cauza... Ieri, luni. Nu? Ieri, trebuia.
Așa, să reconfigură data. Eu aștept, eu am făcut adrese peste tot, mă rog. Deci eu am intenția ca să-mi iau banii la primărie, când avem găuri de acoperit, să punem la dar să facem tot ce avem. Deci trebuie peste 2 ani, deci eu credem că interes. Nu-mi dați de loc impresia că v-ați grăbit de a recupera banii. Eu ți-am spus, Gelo, din bugetul local. Și vă mai am o întrebare aici. Dumneavoastră, în contractele astea, când le-ați făcut cu AFIRO, ați nominalizat echipele de proiect? Da, cred că da. Nu le-ați nominalizat. Nu. Eu am copii, dumneavoastră mi le-ați dat. Dar echipele adică mi-ați zis echipele, că dumneavoastră mi le-ați dat, echipele, nu altcineva. Echipele din proiect. Echipele de proiect. Prin dispoziție. Prin dispoziție de primar și să face act acțional la contract. Că știți de ce? Știți de ce? Vă spune de ce. Când o să vină Curtea de Conturi, dacă nu o să aveți treaba asta, o să spuneți că o să spună ei, o să eu vă dau un ajutor acum. O să spune ei că nu trebuia să cheltuiți din banii de și nu o să vii de conteze, domnule. Ascultați, hai să spun. Am discutat treaba asta cu oameni care așa au pățit și au fost sume mari. Da, domnule, eu îți spun și varianta aceea. Lidia, doamna Vice, doamna Vice, să-i explicăm colegilor că mai avem un proiect în derulare. Deci chiar n-am treabă cu ăla. Deci proiectul cu grădinița s-a terminat. Păi asta presupune că la celălalt ați făcut recepția cu AFIR-ul și v-ați luat banii de contul, domnule. Asta presupune că mai am mult. Eu am înțeles. Acest proiect cu ai văzut că am întors înapoi cu parcurile astea pentru că am văzut că nu este corect. Am înțeles ce ați spus. Ați spus că pe un proiect, de fapt, nu se mai acordă clase de retribuire sporuri. Da? Bun. Pe mine mă interesa altceva. Ați făcut recepția cu acel proiect? Ați făcut de contul? Eu ce v-am spus înainte? Nu. Interesul meu este ca să nu merg cu excedent bugetar pe la an, eu banii nu vreau luna viitoare, să-mi iau de la AFIR. Păi dar poți să... Bine, poți să hotărești matare cuiva la AFIR, să-ți vin un tip să aduc, trimit pe cineva, să aduc acum adresa, să o vezi bine. Dacă lucrările erau făcute mai de mult, acum aveți și banii luați, domnule. Mi-au cerut măsuri, uite, am cumpărat etichete acum, să pui pe fiecare scaun, trebuie fiecare drac numerotat. Cer măsuri, piști măsuri, parcă nu au bani, nu știu, cred eu. Secretar, meritocrația și eficiența este stâlpul de bază al administrației publice. Da, este o idee. Da. Transparența este principiul fundamental al desfășurării actului de management administrativ. Și fiecare din consilieri au obligația, când au neclarități, începând de la cel mai simplu cetățean care este neapostit, să vină, când are neclarități, să prezinte la domnul primar, la fiecare birou, părerea mea, să analizeze, să cere. Și are, din punctul meu de vedere, nu știu, cred că și al primarului, să studieze, să analizeze orice punct de vedere care nu-i convine. A răspuns ca la carte. Asta este. Nu, dar e o chestie de transparență. Domnul consilier, eu unul... Am terminat. Da? Așa scurtăm. De acum că-i trebuie, da? Sunt alții înscriși, măi. Dar ce să mai discutăm? Dacă vreți, zic, piesa poținului, nu mai avem poținul. Eu trei lume, gata. Aoleu. Vreți să vă spun și de asta, dacă vreți un... Dar nici nu vedeam. Dar nici nu erau foarte. Ce vorbiți de a treia lume? Ești un car din raza comunii fârjori. Erau foarte mulți poți cu două picioare. Patru piese în vechea. Intrăm în ridicul. Dacă tot ești primul, măcar dacă sunt cineva să înțeleagă. I-am ridicat cu doamna Mincea la fiecare. Doamna Vice, o declarație politică cu privire la port.